Bună seara, doamnă președinte al Senatului, doamnelor, domnilor miniștri, excelențele voastre, distinși invitați, îmi revine deosebită onoare de a vă transmite în numele domnului prim-ministru Nicolae Ionel Ciucă, care din motive extrem de obiective nu a putut fi prezent în această seară alături de dumneavoastră, un foarte scurt salut și un mesaj de pace și prosperitate și de mulțumire în același timp pentru toți cei care vă aflați în serviciul public al României și care contribuiți la ceea ce este astăzi România. Felicitări organizatorilor pentru acest demers extraordinar, extrem de necesar și de util într-o perioadă marcată de extrem de multe crize, în special de criza războiului, care ne-a învățat un lucru foarte important și anume că pacea nu este dată de la sine, ea trebuie păstrată și câștigată. Mulțumim foarte mult încă o dată pentru contribuția fiecăruia dintre dumneavoastră la dezvoltarea României. Multă sănătate tuturor și succes în tot ceea ce faceți!